în data de 29 vom fi la Baku, în Azerbaidjan, la una dintre cele mai mari gale care au fost până acum în acea zonă. O gală organizată de Dennis Krauer în colaborare cu niște oameni de afaceri de acolo din Azerbaidjan. O gală care va avea un buget de 300.000 de euro. Noi vom pleca luni cu promotorul Alex Baciu și vom face antrenamente acolo, iar duminică, deci în data de 29, va fi gala. Suntem pregătiți. În această gală va avea un nivel foarte înalt. Vor fi 7 sportivi din Glory care vor lupta acolo, printre care și Albert Kraus și Gerges și Abdulav, care este din Azerbaidjan. Sportiv de prima linie, de prima clasă. Ce știți despre adversarul lui Daniel? Adversarul lui Daniel este un adversar în accensiune, exact ca și el, de valoare apropiată. Rahim Aliyev îl cheamă. Este localnic, ceea ce nu prea îmi place mie, să luptăm cu localnici, fiindcă ne cam atrage antipatia față de ei. Dar noi suntem foarte bine pregătiți. Suntem pe un drum bun care mergem datorită lui Alex Baciu și lui Denis, care ne ajută cu aceste gale foarte mari. Sportivul meu este foarte bine pregătit, dar este la un nivel de 60% din ceea ce poate să dea el momentan. Mai trebuie vreo 10 meciuri de nivel foarte, foarte ridicat, fiindcă în asemenea gale cam apare tracul. Însă el este un băiat curajos care își dă foarte repede drumul. Venim după un succes de prima linie, de prima clasă, din câștigând o cetură în Elveția. Deci moralul este foarte bun și sper să ne întoarcem cu o victorie răsunătoare. Gala, am înțeles că are un buget foarte mare. Da, Gala are un buget de 300.000 de euro. Luptăm prima dată în Azerbaidjan, însă sper să rămânem surprinși datorită investițiilor care se fac în sport și pentru imaginea Azerbaidjanului în general, am înțeles. Și asta va fi o serie, deci nu va fi singura gală. În viitor va fi gală pe același sistem, aparținând tot cu buget din Azerbaidjan și în România. Ceea ce la noi văd că nu există banii necesari pentru așa ceva, dar, mă rog, sper să existe în viitor. Daniel, pregătit? Sunt foarte bine pregătit. Mai am acum ultima 100 de metri. E o oportunitate foarte bună pentru mine să lupt în gala asta. O gală foarte mare. Suntem văzuți pe tot globul, pe Eurosport, în direct. Avem un meci, un super fight. Un meci de 3 reprize a 3 minute. Sper să facem o figură frumoasă, așa cum am făcut și în alte gale unde am mers afară. Reprezentăm Timișoara, România, Dumnezeu înainte și vedem ce o să fie. Avem toată încrederea și toată susținerea din partea antrenorului, celor de afară, Dennis Krauer, Alex Baciu și sponsorilor care din puținul lor ne ajută și pe noi. Apropo de sponsori, cum stai cu finanțarea privată? Nu ne putem plânge nici să ne lăudăm. Da. De când ai început să devii un sportiv mai cunoscut, se vede din punct de vedere al sponsorilor? Domnul Michi, cred că știe cel mai bine să răspund la întrebarea asta. Eu sper că va fi cunoscut când va ajunge la cel mai înalt nivel și sper ca în acel moment toată lumea, în primul rând Timișoara, fiindcă reprezentăm orașul Timișoara, să se îndrepte și spre noi financiar și să propulsăm sportul ăsta printre primele din Timișoara să fie. Să aducem satisfacțiile de care are nevoie Timișoara. Pentru că prin alte sporturi în care
s-a investit bani, nu prea a avut, încă la care sunt și eu suporte, nu prea au avut, n-am avut atât de mari satisfacții.